Ladies and gentlemen, King of Kings, World Grand Prix 2015, live on Eurosport. Second fight of our tournament, KOK Grand Prix fight, second semi-final. Weight division 93 kilogram, blue corner, fighter from Holland, Fabio Kwasi. A doua semifinală, Dorin Robert din România împotriva lui Fabio Kwasi din Olanda. Va fi un meci interesant între cei doi. Suntem la a doua semifinală și avem al doilea membru al familiei Kwasi care luptă în această gală. Chico a pierdut meciul prin knockout, fratele său mai mic a pierdut meciul prin knockout. 19 ani are acest Fabio Kwasi, 1,92 m înălțime, 93 de kilograme pentru luptătorul de la Mike Gym. Fabio Kwasi! Holland! His opponent, ladies and gentlemen, red corner, fighter from Romania, Dorin Robert! Adversarul olandezului este ieșeanul Dorin Robert, un sportiv înalt de 1,88 m, 93 de kilograme la cântare oficială, are 22 de ani. Dorin Robert, să nu uităm faptul că luptător român a avut câteva meciuri în circuitul King of Kings la Chișinău, disputate la plus 100 de kilograme, a făcut slăbire pentru a ajunge la 93 de kilograme, a scăzut mult în categorie Dorin Robert și iată-l pe sportivul român luptând în această gală împotriva lui Fabio Kwasi la categoria minus 93 de kilograme. Antrenat de Mihai Constantin la clubul Scorpions din Iași, luptător român. KOK Grand Prix semi-final, fighting for blue corner, 19 years old, height 194 cm, weight 91 kg, his official record, 21 wins, 13 by KOs, 1 loss, ISKA European champion, fighter representing Mike's Gym, Holland, Fabio Kwasi! Prezentat olandezul Fabio Kwasi, 21 de victorii, o singură înfrângere, 19 ani pentru luptătorul olandez. 92 kg, official record, 9 wins, 5 by KOs, 3 losses, Romanian national champion Republic of Moldova, European amateur champion, Scorpions, Iași Gym, Romania, Dorin Robert. Iată luptător român Dorin Robert cu 9 victorii și 3 înfrângeri în cariera sa. Este susținut de sportivul moldovean Ștefan Cârlig. Ștefan Cârlig și el în colțul românului Dorin Robert. Cârlig a luptat ceva mai devreme în această gală și a terminat la egalitate în meciul său cu Martinas Knizelis. 3 reprize de câte 3 minute fiecare. Dorin Robert, mănuși roșii, adversarul său cu short negru cu galben și mănuși negre, Fabio Kwasi. Ceva mai înalt olandezul față de sportivul român. Șot de stânga ratat acolo de Dorin Robert. Foarte bune directele lui Fabio Kwasi cu brațul din față. Șot de stânga pentru Dorin Robert. De stânga și al adversarului său. Cred că este mai puternic Dorin Robert, cu siguranță mai puternic față de adversarul său.
a făcut slăbire importantă pentru a ajunge la categorie și a lupta împotriva lui Fabio Quassi. Este un sportiv care duce foarte bine la lovituri, Dorin Robert, greu de pus la podea de adversarii săi. Bună dreapta, frumos croșeul de stânga al sportivului nostru. Se duce acum Fabio Quassi peste Dorin Robert. Bună aceste lovituri pentru Dorin Robert, încearcă și un genunchi la corpul adversarului. Vine și răspunsul olandezului. Fabio cu câteva lovituri, câteva directe, nu foarte puternice, încearcă un high kick acum olandezul. Roșu de stânga frumos pentru Dorin Robert. Genunchi bun al olandezului. Face pasul înainte Dorin Robert, o dreaptă peste garda lui Fabio Quassi. Bune aceste lovituri trimise de Dorin Robert, câteva croșie frumoase din partea luptătorului român. Genunchi și din partea lui Fabio Quassi, frontală, câteva lovituri foarte bune de braț ale olandezului. Mai puțin de un minut până la finalul rundei. Low kick bun primit de Fabio și eu de stânga pentru Dorin Robert. Câteva lovituri și din partea sportivului olandez, câteva croșie frumoase, a încercat și Dorin Robert să puncteze pe contră. O primă repriză în care a fost ceva mai agil luptătorul olandez. Mai multă activitate pentru el. Bună această directă trimisă de Dorin Robert. Oho, frumos croșieul de stânga. Dorin Robert, câteva lovituri la corpul adversarului, mai puțin de 10 secunde rămase până la finalul reprizei. Un final bun pentru Dorin Robert. Fabio Quassi face pasul înapoi și se încheie această primă repriză. Arătăm să vedem cum va arăta această de repriză a doua, cum vor aborda cei doi sportivi această rundă. Dorin Robert pasă înainte, croșeu de dreapta, excelent pentru sportivul român și pică la podea Fabio Quassi, este numărat olandezul. Ce pun puternic această repriză Dorin Robert și a reușit acea dreaptă. Croșeu de stânga, încă o dată croșeu de stânga, foarte bune loviturile lui Dorin Robert, rămâne pentru un moment în picioare sportivul olandez, pică și se ridică încă o dată Fabio Quassi, două knockdown-uri din partea românului. Încă o dată croșeu de stânga, o dreaptă bună, câteva lovituri de brațe în figura lui Fabio Quassi și iată-l pe olandez, se agață cu mâinile de Dorin Robert. Ce meci, ce nebunie între cei doi. Vedem continuu cu loviturile de braț Dorin Robert, croșee puternice în figura adversarului și olandezul se încăpățânează să rămână în picioare. Iată revine meci, Fabio, câteva lovituri foarte bune din partea olandezului și acum ceva probleme pentru Dorin Robert care pică căruia îi pică proteza. A scăpat acolo proteza, se oprește meciul pentru moment. Trebuie să fie fixată din nou proteza lui Dorin Robert. Da, ce meci, a explodat și publicul lituanian la aceste schimburi de lovituri. A fost din nou o lovitură și din nou a picat o proteză. De această dată este proteza sportivului olandez.
Continuă lupta între cei doi. Datează croșul de stânga Dorin Robert. Luat în braț acum Dorin Robert de adversarul său. Lovitură mediană de picior pentru Fabio Coasi. Încă o dată un high kick trimis de Fabio. Acum Dorin Robert iese la atac. Mai puțin de un minut rămas din această repriză. Au fost câteva momente foarte bune pentru Dorin Robert. High kick trimis de Fabio. Bune aceste lovituri la corp ale lui Fabio Coasi, lovituri de genunchi foarte, foarte bune. Făcut risipă mare de efort Dorin Robert în încercarea sa de a-l extermina pe sportivul olandez în această repriză. Iată ce croșet de stânga încasează și Dorin Robert de la adversarul său. Încerca să termine meciul înainte de limită în această rundă a doua, Dorin Robert. Și a încercat să-și facă knockout adversarul, tocmai de aceea a pierdut multă, multă energie. Ne apropiem de finalul reprizei, Fabio se aruncă în atac, câteva lovituri din partea olandezului, ultimele secunde. Schimbul de lovituri între cei doi, încearcă o dreaptă peste garda adversarului Dorin Robert. O repriză a doua foarte, foarte frumoasă între cei doi, două knockdown-uri încasate de Fabio Coasi. Olandezul a picat la pătate de două ori în repriza a doua și a fost numărat de arbitrul din ring, moldoveanul Andrei Grosu. Meci important pentru ambii luptători în această gală. Finalist va fi desemnat învingătorul din acest meci și va lupta împotriva lui Sergei Maslobojev. Iată, vedem knockdown-urile încasate de Fabio Coasi în momentul în care sportivul olandez s-a dus la podea. A avut momente bune și Coasi, vedem acest croșet de stânga trimis de sportivul olandez. Era cât pe ce să-l pună și la podea pe românul Dorin Robert. Mai avem o singură repriză. Ultimele 3 minute din acest meci. Începe puternic olandezul, încearcă să recupereze. Să nu uităm, are un deficit de două numărători din repriza a doua. S-au luat pur și simplu la bătaie încă din primele secundele acestei reprize cei doi sportivi. I-a picat de nou proteza lui Dorin Robert, se fragmentează un pic și această repriză. Vedem care va fi dezbontămut, iată-l pe Fabio arăcându-se cu toate forțele înainte, încercând să-l facă și el knockout pe adversarul său. Mihai Constantin îi strigă de la margine lui Robert să iasă la atac. Oho, genunchi trimis de Fabio. Se cere lui Dorin Robert să dea mai multe uppercuturi, mai croșee bune aceste lovituri la corp trimise de sportivul român. Pare ceva mai proaspăt olandezul. Și atât pe Dorin Robert din nou cu câteva lovituri bune spre figura adversarului. Încă o dată o directă, aceste lovituri din nou bune la corp trimise de Dorin Robert. Încă o dată un genunchi din partea lui Fabio Coasi, câteva lovituri foarte bune de braț din partea lui Dorin Robert. Este din nou o repriză foarte frumoasă făcută de cei doi luptători. S-au luat la bătaie încă din primele secunde și iată acum este momentul ca Dorin Robert să fie mai agresiv. Genunchi trimis de Dorin Robert. Încă o dată genunchi.
Rupel acum că nu mai poate, se spune de la marginea lui Dorin Robert. Iată câteva lovituri de brațe foarte, foarte bune expediate de sportivul român. Încurajat și Fabio Coasi de stafful său, se iasă la atac. Genunchi din săritură. Olandezul atacă, am văzut câteva lovituri de brațe. Mai puțin de un minut până la finalul acestei reprize și acestui meci. Oho, high kick al lui Fabio. Din nou îi pică proteza lui Dorin Robert. Cred că a fost... S-a întâmplat acest lucru de 3-4 ore pe durata meciului. I-a picat proteza lui Dorin Robert, i-a picat și olandezului odată. Dezaprobă publicul acest gest. Probabil se gândesc că a fost un gest intenționat din partea românului. Face pasul înainte Dorin Robert. Luat în brațe adversarul său, bună această stângă la corp trimisă de sportivul român. Bună schimburile de lovituri între cei doi, croșeu de stânga și croșeu de dreapta pentru Dorin Robert. Face pasul înainte Dorin Robert, din nou câteva croșee din partea celor doi. Da, este final de meci între Dorin Robert și Fabio Coasi. Să vedem care va fi decizia arbitrilor judecătorii după aceste trei reprize, cu brațele sus în semn de victorie sportivul român. A fost o repriză a doua excelentă, care poate fi decisivă pentru luptător român. O repriză a doua în care l-a dus de două ori la podea pe Fabio. A făcut knockdown pe sportivul olandez. Așteptăm decizia judecătorilor după aceste trei reprize. Vedem cine îl va întâlni în finală pe Sergei Masloboev. Fie un meci interesant între Sergei Masloboev și câștigătorul din această semifinală. Victoria obținută de român Dorin Robert, cel care merge în finală și îl va întâlni acolo pe Sergei Masloboev.